Continuăm această dimineață și avem o deosebită plăcere să-l salutăm pe preotul paroh al Bisericii Inimii Tăcute, domnul Viorel Cojocaru. Bună dimineața, părinte blagosloviț! Bună dimineața, Doamne ajută, bine v-am regăsit! Este o perioadă frumoasă totuși, perioada postului Paștelui ar trebui cumva să ne apropie de tot ce numim noi spiritualitate, divinitate. Mai întâi de toate vreau să vă întreb dacă se mai ține cont de noblețea acestei perioade. De fapt, este cea mai frumoasă perioadă de parcursul anului, pentru că se atrage o atenție deosebită sufletului și spre mirarea noastră, cumva, totuși suntem în creșterea numărului de credincioși care fac un efort, care de fapt au curaj și țin tot postul, inclusiv în rândul tinerilor. Și mai mult ca atât, cu această ocazie salut inițiativa doctorilor care sunt medici care promovează și care spun că nu glumiți, a ține post este o beneficiu nu doar pentru un aspect spiritual, ci și un aspect fiziologic. Deci noi, numai că în biserică mereu educăm cumva, cultivăm acest concept al postului. Postul trebuie să aibă două aripi ca să fie înălțat de la pământ la cer, pentru a nu fi doar o simplă dietă. În felul acesta, postul are nevoie de rugăciune și are nevoie de milostenie. Și în felul acesta, credincioșii noștri s-au ancorat destul de activ, mai ales în perioada aceasta post-pandemică, și s-au ancorat în biserică, fac tot efortul ca să țină post, merg la biserică, se spovedesc. Spovedana este o chestie de a te împăca cu tine însuți, de a te împăca cu Dumnezeu, de a-ți ușura cumva, de a lăsa greutatea păcatelor. Se împărtășesc cu Hristos prin Sfintele Taine și răbdători așteaptă Sfânta Înviere. Urmează și Sărbătoarea Florilor și după care ne așteaptă o săptămână complicată, zic eu, pentru că trebuie să înțelegem și mesajul acestei săptămâni ale patimilor. Nu este doar despre a ține post, trebuie să mai și înțelegem ce presupune această perioadă. Așa e, dar trebuie să conștientizăm că, de fapt, de florii se finalizează postul mare. Cealaltă săptămână este diferită de postul mare, săptămâna patimilor, care este mult mai austeră, trebuie ținut cont de alinierea cumva la suferința lui Hristos și în contextul acesta mi-aduc aminte că la noi la țară și în oraș observ deseori bătrânii încă mai poartă doliu în săptămâna patimilor, adică sunt îmbrăcați în negru. Și am întrebat de obicei de ce doamnele care fac acest comportament sau acest sport, încercăm să fim alături de Maica Domnului, care și-a pierdut copilul cumva. Dar nu putem vorbi de florii până nu vorbim sau de această săptămână până nu vorbim ce s-a întâmplat în sâmbăta floriilor. Pentru că Hristos deja venea spre Ierusalim, se îndrepta spre a fi prins, spre a fi martirizat la drept cuvânt. Și în felul acesta, Lazar, unul din prietenii lui, un foarte apropiat prieten, pentru că surorile lui Lazar îl ajutau foarte mult la predică pe Domnul Hristos și în felul acesta Lazar era mort, era într-un rășel aproape de Ierusalim, în Betania, era mort deja de 4 zile, fiind de temperaturi înalte, deja începuse destul de bine procesul de putrefacție. Și atunci când le-a întâmpinat, Hristos n-a fost la Lazar acasă, a fost la mormântul lui. Și surorile au rugat să nu-i permită ca să intre acolo. Și el doar a zis, nu intră. Și a zis, Lazar, ieși afară. Lazar a înviat din morți. Este pentru prima dată când în acest context social un om a înviat alt om după 4 zile, care era deja justificat într-o seară de putrefacție. A doua zi, duminică, Hristos se întâlnește în Ierusalim și toată lumea îl aplaudă, osanale, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne! Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne! A fost primit ca un rege și aruncau hainele pe jos, se închinau ca în vinerea patimilor aceeași persoane să strige, răstignește-l, răstignește-l. Deci, aici vedem încă o dată și noi cunoaștem din istorie care este rezultatul gândirii de gloată. Deci Hristos încă o dată le vorbește apostolilor. Și aici este foarte interesant că 12 apostoli au fost. Hristos, luni, marți, mercuri,
joi inclusiv, le vorbește despre patima sa, ce se va întâmpla cu el, că va fi vândut, că unul din ei va vinde, să aibă încredere, să nu cedeze, să aibă încredere în el, că totul va fi bine, că fiul omului va învia a treia zi, și aduce argumente. Și toți au înțeles. Și la un moment dat, în grădina de Getsemani, rămâne doar el singur. Deci, iarăși, avem o chestie cumva firească, care trebuie să o retrăim acum, în acest moment. Și deseori îi spunem la credincioși că acum noi, care cunoaștem finalitatea acestor patimi, că Hristos a înviat a treia zi de morți și a biruit moartea, și învierea aceasta este cumva... Noi suntem antrenați, ancorați în învierea Lui. Pentru că și noi vom învia din morți. Și ne-a arătat că e posibil lucrul acesta. Noi credincioșii trebuie cumva să nu strigăm mai mult decât să facem, că suntem credincioși. Și în felul acesta respectăm postul, pentru că înainte de a face regulă în curte, de a da curțile, de a da cu vară prispele, de a da cu vară gardurile, fântânele, trebuie să ne vorbim noi înșine în sufletul nostru, să alungăm răutatea din sufletul nostru. Părinte, dar multă lume încearcă să țină post, nu le reușește în această perioadă și susțin că ultima săptămână vor fi foarte responsabili. Se permite, pentru că există și anumite preconcepții, că ultima săptămână de post e ținută doar de cei cu un comportament de moravuri mai ușoare, de exemplu. Nu este adevărat. Este un stereotip care s-a infiltrat și lumea încearcă să-l vehiculeze. Deci, avem credincioși care prima săptămână și ultima săptămână nu mănâncă nimic la biserică. Avem o altă categorie de credincioși care nu mănâncă cu ulei prima săptămână și ultima săptămână. Deci, iarăși, revenim la ideea. Cât ținem e important. Dar cel mai important este cum ținem. Pentru că postul, de fapt, nu este doar un post alimentar. Ce trebuie să fim atenți? Pentru că avea un post alimentar este foarte ușor. Și în felul acesta încurajăm sau cumva respectăm decizia acestor persoane care sunt vegetariani, vegani, de toată viața. Nu este o problemă. Deci postul include și postul cu gândul. E probabil de aici ar trebui să pornesc. Și postul cu vorba, și postul cu fapta. Aici e problema. Pentru că atunci când noi încercăm să materializăm postul, și aceasta este un exercițiu destul de des utilizat la noi în concepția noastră, am materializat un post. N-am mâncat nimic și pe mine tare deseori mă deranjează că vin la biserică credincioși și părinte, am ținut o săptămână de zile și mi se pare că am mâncat un biscuit și mi se pare că avea lapte. Asta era problema. Aia era problema. Dar te împaci cu soacra. Ei, nu, din mult nu mai vorbim. Păi, ați văzut? Aici e problema. Și aici este problema despre care am vrut să discutăm. De ce este important să lăsăm supărările în urmă și cum ar trebui să revenim la relațiile armonioase între noi, oamenii? Dar la ce ne ajută că le ținem? La ce ne ajută că le ținem? La nimic. La nimic. Din contra, aduce un disconfort, aduce și pentru cei din jur. Și mai mult cu atât, dacă avem o neînțelegere în familie, atunci cel care e la mijloc, trebuie să fim conștienți, noi îl dărâmăm. El este obligat cumva să împartă în două. Și cu partea aia și cu partea cealaltă. Și atunci, din moment ce noi zicem, ne declarăm că avem respect, avem dragoste în față de altul, ținem cont și de suferințele interioare a celuilalt. Și în felul acesta, cred că și recomandăm credincioșilor să știți că în viața aceasta Dumnezeu respectă decizia fiecăruia, obligatoriu respectă, dar nu în ultimul rând încununează pe cei care iau o decizie de a face pace. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Și noi spunem în rugăciune Tatăl nostru, adică noi avem un tată, că noi suntem copiii lui. Și în felul acesta cumva ne obligăm să fim făcători de pace din moment ce spune rugăciunea Tatăl nostru. Cât de frumos și da, om avea noi acel liber arbitru, dar trebuie să ținem cont că sufletul nostru are nevoie de o armonie cu toată lumea, să fim în relații de prietenie și de respect. Părinte, mulțumim tare frumos că ați venit în această dimineață. Să fie cu Doamne ajută și vă mai așteptăm cu mare. Cu mare drag. Dorim credincioșor să se împărtășească cu Hristos, dar în ultimul rând să nu piară bucuria aceasta a învierii. Să o păstreze pe tot parcursul anului. Așa să fie, cu Doamne ajută, mulțumim tare frumos!